Dumnezeu, luna viitoare, la mijlocul iunie, am auzit pentru prima dată aceste cuvinte minunate. Care dumneavoastră le cunoaște și le auziți? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul său fiu. Fiindcă oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În adevăr, Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său să judece lumea, ci lumea să fie mântuită prin El, slăvit să fie Domnul. În seara respectivă, împreună cu soția am fost atinși, a fost de atinși de Duhul lui Dumnezeu și în seara respectivă ne-am ieșit și am mândoi, ne-am pocăit, am primit, ne-am cerut iertare. Dar eram la vârsta de 27 ani și plângeam cu o durere mare. Cum nimeni n-a putut să ne mărturisească cuvântul ca să putem să cunoaștem pe Domnul. Dar mulțumesc lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un mod deosebit de acolo și material, supranatural, aveam deja la, după 5 ani de zile, aveam angajați americani, lucrau pentru noi, pe drum de multimilionar în Statele Unite, am avut un accident în care am fost paralizat, Dumnezeu m-a vindecat, soției tăiate de la pept până jos, scos plina, 20% din sânge și 10% ficatul era tăiat în centura de siguranță, și acolo Dumnezeu mi-a vorbit, mi-a văzut viața din copilărie până la momentul respectiv și am auzit un cuvânt, așa o, o, întrebare atât de frumoasă. Numai tatăl meu îmi vorbea cu o dragoste deosebită. Ce ai făcut cu viața de când te-ai pocăit? Vreau să vă spun, putem să ne întrebăm și noi, ce ai făcut pentru Domnul? de când Domnul te-a mântuit, ce faci astăzi pentru Domnul, că vine o zi când va fi prea târziu. Dumnezeu să ne ajute și atunci, în neputința mea, nu mai simțea mâna dreapta am fost dus în spital și acolo am auzit că au venit două persoane și au pus mâinile peste mine și s-au rugat în numele Domnului Isus Hristos este putere astăzi și în numele Domnului Isus Hristos. El are toată puterea în cer și pe pământ slăvi să fie Domnul. Și prin rănile Lui, cum spune prorocul Isaia, suntem tămăduiți și astăzi, că El este același, ieri, astăzi și în veci slăvi să fie Domnul. Când guși din bunătatea Lui, din puterea Lui, nimic nu te mai satură, nimic nu se compară și slăvit să fie Domnul și atunci în spital, stătând și luni și analizând viața, știind că în tinerețe am vrut să devin preot ortodox, mi-a dorit foarte mult. Și atunci am zis, Doamne, dacă cu ajutorul Tău eu voi putea să umblu de aici, te voi sluji toată viața. După ce m-a venit, prin credință m-am ridicat din pat și am început să umblu și mulțumesc Lui Dumnezeu că am zis, Doamne, de astăzi afacerea multimilionar, nu mai trebuie nimic, doar dăm o șansă să pot să merg, să te slujesc. Am luat, am fost pregătit, după trei ani de zile am fost ordinat și am fost plecat ca misionar în India, în Filipine, în Mexic, dar într-o bună zi, Dumnezeu, prin cuvântul său, în Evrei, capitolul 11, versetul 24 și 25, Sfânta Scriptură spune, prin credință, când Moise s-a făcut mare, a refuzat, n-a -a vrut să fie numit fiul fiicelu faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Domnul mă întreabă, ești tu gata să te întorci la poporul din care te-am scos? Și am zis, Doamne, da. A venit soția, scumpa mi-a spus, uite Dumnezeu ne-a chemat, să merge. Zice, dacă Domnul ți-a vorbit, ți-a vorbit ție. Tu te tu du ascultă. Dar zic, cum să mă duc? Dumnezeu ne-a spus să lăsăm totul, să plecăm. Zice, Domnul, nu mi-a vorbit. Eu o să lucrez, eu o să ajut, o să lucrează Dumnezeu. Tu du-te. Și atunci... Am luat și am zis, Doamne, mi-a venit cuvântul în Efeseni, soțiilor, supuneți-vă soților ca Domnului. Ei, dar până să spun lucrul acesta, Ducul Sfânt mi-a închis gura și a zis, este lucrarea mea, eu o voi convinge -o. Am postit și m-a rugat, am mai mâncat în două săptămâni de zile, la sfârșitul două săptămâni de zile, Dumnezeu s-a atins de ea și a spus, sunt gata să plecăm peste un an de zile am dat afacerea pentru un singur dolar, Dumnezeu ne-a zis să o dăm, dar n-am putut să o dăm pe gratis, că trebuia să plătesc toate impozitele, dar am dat cu un dolar, am vândut casa și bunul Dumnezeu ne-a ajutat să putem să plecăm înapoi în România. În anul 2000 am putut să ne întoarcem, dar cu un picuț de timp mai înainte, am luat o fetiță de România dintr-un orfelinat când a căzut la, pe o plită la trei luni și ar complet fața, mânuțile, pieptul și Dumnezeu ne-a ajutat și am dus-o în Statele Unite în tot în perioada respectivă. Am făcut 12 operații în Statele Unite și 31 în România, total 43 de operații. Mulțumim Dumnezeu! Astăzi este căsătorită, avem trei nepoței de la ea, a Domnului să fie toată slava! Dacă credeți că nu e posibil totul, e posibil cu bunul Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru soția scumpă, ea este care a dus greul. Eu am călătorit în alte cinci continente între timp, când am venit înapoi în România. Suntem implicați în lucrarea de misiune România, Moldova, Transnistria, Ucraina, în India. Astăzi, încă totuși, mai avem lucrarea unde avem peste 20 de păstori care sponsorizăm Lunar. Avem un orfelinat acolo cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că am văzut atâția copii, cu tot cu nevoi mari, și în ultimele șase săptămâni, după ce au început să vină, când au venit, a început război, a început să vină refugiații. I-am primit în casă, soția s-a dus, a cumpărat saltele peste tot, au venit, au umplut peste tot. Și mulțumirul Dumnezeu că a fost o perioadă să-i primim. După aceea s-a oprit și Domnul ne-a spus, acum mergeți voi la ei. Și de șase săptămâni locuim în cernăuți, acolo unde cu ajutorul Domnului ajutăm, și suntem implicați în lucrarea Domnului acolo, slujind și la refugiați, dar și bisericile care sunt cu ajutorul lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru noi ca Dumnezeu continuă să ne călăuzească prin Duhul Sfânt protecția Lui Sfântă să fie peste noi și noi să fim un instrument la îndemâna Lui Dumnezeu. Asta a fost un picut și înțelegând timpul este foarte scurt. Haideți să ne ridicăm o picioare pentru citirea Cuvântului Dumnezeu. Mulțumesc Domnului pentru fratele George că Dumnezeu așa face El legături divine. Numai El ne poate pune oameni cu nevoi, oameni cu posibilități de a face. Să știți, că fiecare dintre dumneavoastră aveți daruri de la Dumnezeu. Folosiți-le pentru slava lui Dumnezeu. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți un vas și Dumnezeu să vă folosească. Mă rog ca bunul Dumnezeu să vă dea o casă nouă în care să puteți să fiți mai cu spațiu mai mare și Dumnezeu să mai aducă și alte suflete din cetatea aceasta și această biserică să o folosească Dumnezeu ca o biserică spre misiune, spre câștigarea altor suflete în localitățile din jur și chiar mai departe, căci Cuvântul lui Dumnezeu din Marea Trimitere este și pentru astăzi. Aveți niște tineri foarte frumoși, cântă de o să cât de minunat ar fi folosit tineri ăștia la o evangelizare sau undeva, numai chitara să meargă și... Surorile, cât de minunat să slăviți să fie Domnul, ați fi o mărturire. Nu stați numai în biserica locală, dar mergeți și mai departe. Că sunt oameni care n-au auzit o singură dată Evanghelia, cum am fost noi până la vârsta de 27 de ani. De aceea eu mă rog în fiecare zi ca Dumnezeu să-mi dea un suflet în fiecare zi să mărturisesc Evanghelia. Doamne, ajută-ne! Deschidem Sfânta Scriptură, 1 Petru, capitolul 4, versetul 7. 1 Petru, capitolul 4, versetul 7. Slăviți să fie Domnul! Vreau să vă spun, situația în care trăim acum, fiecare suntem conștienți, este situația premergătoare venirii Domnului. Amin? Amin! În Petru spune că o mie de ani e o zi și o zi este ca o mie de ani cu Domnul. E adevărat? de la răstignirea Domnului și învierea au mai trecut încă două zile. Au trecut patru zile de la creație, când căderea în păcat a lui Adam și putem să vedem, ne apropiam de șase zile în care, într-adevăr, ceea ce coincide cu lucrarea lui Dumnezeu, în care Dumnezeu a creat și a ziua șaptea a fost ziua de odihnă a Domnului. Dumnezeu să ne ajute, Nimeni nu știm. Dacă trece cineva și pune degetul pe ceva, pe o dată fixă, vreau să vă spun că acela e un proroc mincinos, pentru că cuvintele lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a spus, nimeni nu știe exact venirea, dar semnele venirii lui le-a descris și să cunosc, slăvit să fie Domnul. Amin? Amin? Doamne ajută, Dumnezeu să ne ajute să nu trece mai mult de ce este scris. Eu cred că ce este scris este suficient pentru fiecare dintre noi, ca Dumnezeu să ne ajute și să putem să fim mulțumitori, ca să trăim o viață sfântă, plăcută lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. E cea mai frumos, vreau să vă spun, nu e nimic mai minunat de a fi un copil al lui Dumnezeu în care să înțelegi voia lui Dumnezeu și să o împlinești să-ți înțelegi menirea pentru ce ești pe pământul acesta. Să înțelegi pentru ce te-a creat Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și dacă ai înțeles lucrul acesta să împlinești, ești un om împlinit, slăvit să fie Domnul. Ești o persoană slăvit să fie... Trecem asta și vreau doar pentru surori, care aveți copii, care aveți mai mult sau mai puțin, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dar era o mamă cu un copilaș așa și spuneam lui soție, ea conducea și zic, uite ce mare har de la Dumnezeu, un copilaș să se nască în brațele și să fie în brațele unei mame pe care și îl dorește și îl iubește și se uită cu drag. Era pe stradă la dimineața. Și zic, Dumnezeu să binecuvânteze că acolo pruncul ăla poartă chipul și asemănarea lui Dumnezeu slăvit să fie Domnul. Dacă poate te-ai uitat în, astăzi în oglindă și ceva nu ți s-a plăcut cum arăți, cum ți-e părul, cum ți-e nasul, cum ți-e toate astea, vreau să spun, nu fi descurajat, că Dumnezeu, te-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Glor. Ești atât de frumos ca Dumnezeu. Reprezinți una din aproape cele 8 miliarde de fețe de pe fața Pământului slăvit să fie Domn. Ești minunat, ești frumos, Dumnezeu te iubește și Dumnezeu să ne ajute. Pregătit pentru întâlnirea cu Domnul. Ce ar trebui? Te duci într-o călătorie și când te duci într-o călătorie îți faci bagajele, nu? Și astăzi, vreau să spun să fim pregătiți pentru întâlnirea cu Domnul. Dacă vrei să-ți pui într-o valiză, trebuie să-ți spui, ești bărbat, ești femeie, îți pui lucrurile personale, te duci la mare, te pregătești cu lucruri de mare, te duci la munte, trebuie să fii îmbrăcat cu haine de munte. Te duci într-o călătorie mai lungă undeva, trebuie să te informezi cum trebuie să te pregătești ca să, când ajungi acolo, să te poți să fii adaptat unde, unde te duci. Asta întrebare este, cum te pregătești și cum mă pregătesc pentru întâlnirea cu Domnul? Dumnezeu să ne ajute! Sfânta Scriptură ne vorbește aici și la care Apostolul Petru spune câteva lucruri foarte interesante și am vrea astăzi să acordăm atenție când totul vine la un sfârșit, vor fi câteva lucruri foarte importante ca noi să le păstrăm zilnic în viața noastră și să ne devină o călăuzire personală ca atunci când ne vom întâlni cu El să nu ne fie rușine, Dumnezeu să ne ajute. Amin? 1 Petru, capitolul 4, versetul 7, spune Sfânta Scriptură. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar în ved și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate să aveți o dragoste fervinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Tată bine cuvântează cuvântul, Amin. dăm înțelepciune să pot să vorbesc cu simplicitate, dă-ne urechi să auzim, inimi să primim și dorință să-l împlinim. În numele Domnului Isus Hristos ne rugăm. Amin. amin. Luați loc. Slăvit să fie Domnul. Am pune astăzi, Doamne ajută ne să-mi pregătesc și eu valiza duhovnicească. Vreau să vă spun, este foarte important când te duci, este cel mai penibil când ajungi undeva într-un loc, într-o călătorie și știi că vrei să cauți, să te îmbraci. Te duci la o întâlnire și vrei să te duci și îți lipsește ceva. Măi, parcă, măi, da, m-am gândit, parcă am pus, parcă m-am gândit. Uite când nevasta, cu totul. Soția mea spune, dragă, când te duci în călătorie, tu știi de ce ai nevoie. Spunem, eu ți le pun la dispoziție, dar tu pune le Îi mulțumesc lui Dumnezeu, că și în ultimii 20 ceva de ani trăiesc numai în valiză. Vin din călătorie, în spală, mi le pune înapoi și spune, sunt chiar și acum... Cu tot cu excepția când am trecut printr-un accident foarte mare și am stat 9 luni de zile în pat acasă, atunci n-a mai trebuit să fie lucrul ăsta. Dar, în rest, mulțumim bunului Dumnezeu. Asta este o altă dată. Cuvântul lui Dumnezeu spune sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Cu 2000 de ani aproximativ, Apostolul Petru spunea lucrurile acestea dacă atunci era aproape, cât de aproape suntem astăzi. Și când totul se va termina, vor fi câteva lucruri care vor fi importante în viața credincioșului. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul, fiți înțelepți, Doamne ajută, frica de Dumnezeu este începutul? Doamne ajută, că slăviți să fie Domnul. Ca niște oameni înțelepți, cu o respect sfânt și o frică sfântă, știind că Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, zice, zice că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos, pentru ca fiecare să primească răsplata pentru binele sau rău pe care îl, făcut, pe care îl va fi făcut când trăia în trup slăvit să fie Domnul. Știind lucrul acesta că și noi vom sta înaintea Scaunului de judecată al lui Hristos, și vom da o dare de seamă. Numai să te gândești, ca și elev la școală, că trebuie să dai examenul, parcă inima îți bate diferit. Dacă ești la serviciu și lucrezi într-un birou și îți cere socoteală cel care, într-adevăr, este peste dumitale, parcă dintr-o dată îți bate inima. E adevărat, e o altă. Dar când vom sta înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, Dumnezeu să ne ajute să trăim în așa fel, cu gândul acesta, dacă dimineața spui, Doamne, te rog ajută-mă, Duhul Tău Sfânt, Doamne, să mă împuternicească, să trăiesc în așa fel, încât voi sta înaintea Ta, Doamne, să nu fie rușine, ajută-mă, Doamne, Doamne, nu vreau să fac nimic după voia mea, nu după planul meu, Doamne, dar voia Ta, cea bună, plăcută și desăvârșită, să fie împlinită. Și te rog, Doamne, ajută-mă astăzi să umblu în faptele pe care Tu le-ai pregătit. Nu ce vreau eu, Doamne, dar ce vrei Tu. Te rog, Doamne. Eu am o rugăciune simplă. Doamne, fă-mă o binecuvântare astăzi pentru cineva. Doamne, fă-mă o binecuvântare astăzi pentru cineva. Spune, fiți înțelepți în vederea rugăciunii. Primul lucru pe care Dumnezeu vrea să avem, să fim ca niște oameni care avem o legătură. Și vreau să vă spun, haideți să nu tratăm rugăciunea ca ceva religios, dar haideți să tratăm rugăciunea ca un privilegiu de a vorbi cu Dumnezeu Creatorul, Tatăl Creației și Dumitare, și eu să merg în prezența Lui și să-i spun Lui, în loc să mă duc la alții să bărfesc, mai bine mă duc să-i spun, David ce-a făcut? În toate încercările lui, în toate suferințele lui, noi avem psalmii lui David, care într-o dată, când îi citești câteodată, se spune despre dușmani, dar cui i-a spus? Nu le-a spus la altcineva, dar i-a spus Domnului. Te duci la Domnul și spune, Doamne, asta simt, asta... Dar, Doamne, până la urmă, nu ce vreau eu, ce vrei Tu, Doamne? Că voi veni înaintea Ta, Doamne, și atunci când voi sta înaintea Ta, nu vreau, Doamne, să-mi fie rușine sau să, să te uiți la mine și să spui, pleacă de aici. Doamne, Dumnezeu să ne ajute, frați și surori. Spune cuvântul lui Dumnezeu, fiți, fiți, înțelepți în vederea rugăciunii. Foarte interesant este, o să trec așa, Luca capitolul 1, 18 de la 1 la 8 ne vorbește despre văduva. Și acolo putem să vedem toată situația. Dar vețetul 8 spune foarte clar. Când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Adică ne vorbește despre toată rugăciunea și atunci ce așteaptă de la noi? O rugăciune cu credință, frate și surori. Nu te duci la Domnul și borborosi toate lucrurile care nu trebuie. Du-te la El și cere ceva. Cere din inimă. Dar cere nu spre folosul tău, spre slava lui slăvi să fie Domnul. Amin. Și atunci dacă tu ceri ca să vrei, Dumnezeu și va proslăvi numele prin viața dumitale slăvi să fie Domnul. Vedeți, dumneavoastră, când luăm și mă rog, fratele George a fost unul dintre cei care dimineața mă rugam, Doamne, fă o cuvântare pentru cineva. Doamne, poate e bolnav. Poate are nevoie de un cuvânt. Nu-i nevoie numai să dai bani, dar ai nevoie, poate cineva, de un cuvânt frumos slăvi să fie Domnul. Are nevoie cineva să-i dai bună dimineața și să întrebi, cum vecine, cum sunteți, Dumnezeu să vă ajute. Câteodată să binecuvântezi pe cineva și nu știi în ce situație, dar să spui la cineva, Dum Domnul este cu tine, slăvit să fie Domnul. E, e un lucru deosebit. Poți să-i dai nădejde la cineva care e deznădăjduit. Dumnezeu să ne ajute. Al doilea lucru care Dumnezeu vrea, zice, mai presus de toate, surorile când fac torturi, deasupra mai pune și ele, acum câte o cireașă din asta, care -i chimic, cu chimicale, dar e frumoasă. Zice, mai presus de toate, să aveți o dragoste ferbinte unii pentru alții. Când va veni Domnul, el spune, oamenii înțelepți se vor ruga. Oamenii înțelepți vor avea dragoste unii pentru alții. Da, într-adevăr, în ultimele zile, datorită mulțirii fără de lege, dragostea a celor mai mulți se va răci. Dar asta nu înseamnă că și dumitare și eu slăbit să fie Domnul. Vreau să vă spun, dacă stai aproape de foc, vei fi cald, vei fi fierbinte. Dar dacă te vei depărta, rugăciunea nu ți este constantă lângă Domnul să știi că te răcești. Toate și-au un efect dacă nu te rogi, nu o să mai fii, poți să fii în dragoste. Că Dumnezeu este dragoste slăvit să fie Domnul. Și spune, mai mare este Cel care în noi decât Cel care este în lume. Cine este? El este slăvit să fie Domnul. Amin? Amin. Și spune că dragostea a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Sfânt slăvit să fie Domnul. Amin. Doamne, ajută-ne! Primul rând că trebuie să mai scoatem, dacă inima mai plină cu altceva trebuie să ne pocăim, să scoatem și să facem loc la dragoste slăvit să fie Domnul. Adică să-i facem loc lui Dumnezeu să vină în viața noastră. Doamne ajută-ne, frumos ar fi când toate se termină, să fim, spune, că dragostea acoperă o mulțime. Doamne, a spune, acoperă o sumedenie de păcate. Dragostea în biserică, știți ce va face? Nu va mai vorbi pe fratele sau sora de rău. Dragostea nu va mai, nu va mai vedea ce e negativ, dar te rădiști deasupra. Te duci. Nu e nimic, lasă lăsați, nu se întâmplă la fiecare, iertați-ne, nu e nimic, așa se întâmplă, nu e nimic. Domnul să binecuvânteze sora și amin, Doamne ajută, se întâmplă. Bine Binecuvântează Domnul și cine a sunat. Amin? Amin. Doamne ajută Cum vrei, da dar ceva ce vreau să faci, așa e frumos. Așa, soră, ia pojeta și du afară, dă cineva să o arunce. Cel mai bine, hai, făceam și eu. Data viitoare, pune, lăsați poșetele cu, cea, cu telefoanele. Dragostea acoperă o sumedenie. Frații și dacă ar fi un înger al lui Dumnezeu și ar trece cu un termometru care ar măsura dragostea. Astăzi, în dimineața aceasta, unde ți-e temperatura dragostei? Sărăcește, mediu sau e fierbinte? Cu cât ești mai mult în rugăciune, cu atât dragostea va fi. Cu cât ești aproape de Domnul și cu Domnul, Știți cum, fratelor, vei fi plin de dragoste, slăviți să fie Domnul. Și atunci când auzi problemele altora, în loc să le judeci, știi ce faci? Te deasupra judecății și poți să spui, îmi pare rău, dar nu la asta suntem chemați. Psalmul 1 spune, ferice de omul care nu se duce, nu se oprește pe calea și nu se așează pe scaunul, ci își găsește plăcerea. Zi și noapte? Amin. Și el este ca un pom sădit lângă ale cărui frunze nu se vede. Și tot ce începe, duce la bun sfârșit. Slăviți să fie Domnul. Amin. Slavă Domnului. Asta trebuie să fiu eu și dumitale. Slăviți să fie Domnul. Domnul va judeca. Fii atent și vechează asupra vieții dumitale și dacă în dragoste poți să ajuți să corectezi pe cineva, dar fă -o cu duhul blândeței, în așa fel încât să nu cazi și dumitale când vrei să arăți ceva. Dumnezeu să ne ajute! Amin. Mai departe spune cuvântul, fiți primitori de oaspeți, slăviți să fie Domnul, între voi fără cârtire. Mi-aduc aminte, odată era un frate păstor invitat cu soția la un membru de biserică acasă, și a venit și a vrut să impresioneze familia asta deosebit, așa de frumos. Sora a gătit, a făcut ciorbă de bun, a făcut sarmale, a făcut tot, mirosea și totul acolo și tot. Și a luat, a pregătit și vine fratele păstor cu soția, bate la ușă, a venit, zice, poftiți tot cu mine. Și avea și el vreo câțiva prunci acolo și au vrut să-l impresioneze pe fratele slujitor. Că de și l-avea pe un Vasilică, vreo trei ani jumătate, și zice, Vasilică, ai bine, cuvântează tu mâncarea. Tată, cum să mă rog? Zice, tată, cum? Da, tu nu știi cum mai auzi pe mine. Pune micuțul mâinile, strânge ochii și spune, Doamne, cine m-a pus să-i chem în seara aceasta acasă la noi? Amin! Copilul ce aude, aceea spune, frate și au o sinceritate de numai și numai. Dumnezeu să ne ajute să putem să fim foarte atenți fără cârtire. Dumnezeu să se îndure. Slavă Domnului! Cuvântul lui Dumnezeu ne spune ceva ca niște buni spravnici administrat al feruritului hara lui Dumnezeu. Fiecare să slujească unii altora. Frații și slur, fiecare avem ceva de la Domnul. Poate unii au mai mult, poate au mai puțin, dar, dar fiecare. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să nu fie niciunul cu cel cu un singur talent. Știți ce a făcut când a venit? Spune, am știut. Am muncit și el, dar ce a făcut? L-a îngropat. Nu l-a folosit. Nu ți îngropa talentul. Știți cum poți să ți-l îngropi? Cu gura, Că ne și cârtești și bârfești și face altceva și nu-L pui în slujbă? Că Dumnezeu te-a făcut după chipul și asemănarea Lui să fie o binecuvântare pentru cei din jur. Doamne, ajută-ne! Să folosim lucrul acesta. Următorul lucru care ne spune cuvântul Lui Dumnezeu după, harul pe care, după darul pe care l-ai primit. Întrebarea mea este îți cunoști darul de la Dumnezeu pentru slujire? Îți cunoști darul lui Dumnezeu pentru slujire? Doamne, vorbește-ne. Du te la un servici și să nu știi ce trebuie să faci? Nu prea stai prea mult pe acolo. E adevărat? Oare de ce suntem de atâția ani și venim și tot cum este și așteptăm. Și câteodată frații îi spune, măi, hai, trebuie făcut asta, asta. Ei, asta nu e a mea. Știi cum? Trebuie să încep. Trebuie să încep de undeva. Și atunci când începi să slujești, Dumnezeu îți va deschide alte posibilități de slujire. Amin? Amin. Nimeni nu-ți dă diploma de clasa 12 sau de facultate dacă nu treci prin procesul să înveți. De educație, e adevărat? Și slujirea are și ea un proces. Începi. eu aduc aminte când eram la ea și împreună cu soția mergeam, abia am venit în România și, -am, dus și am făcut câteva sandvișuri și ne duceam pe la copii, și care erau în canale, și ieșeau din canale și uh, miroseau pungile care. Și mă duceam și dădeam, ploua și tot. Și stăteam acolo lângă ei și zic, n-ai vreau un sandwich, da. Și așa îi invitam și Dumnezeu ne-a ajutat și vreo 50-60 veneau și duminica le mărturiseam cuvântul lui Dumnezeu, îi lăsam să facă băi și totul. Și după ce plecau, știți cum lăsa locul în care era? Era tare. Și unii dintre ei mă înjurau și tot cum este. Dar m-am dus și acum, când m-am dus la baia de băieți și m-am dus acolo, vreau să vă spun. Era atât de mizerie și am zis, am început să, să spăl și cu peria. Și am început și am spus, Doamne, dacă Tu m ajuns numai să spăl mizeria după copiii ăștia, ca să copiește să audă cuvântul Tău, îți mulțumesc am simțit prezența lui Dumnezeu în baia respectivă, în wc respectiv, într-un mod deosebit. Am simțit că atât de mult mă iubește Dumnezeu, luând chiar când spăla mizeria după urșință. Și el a venit în lumea aceasta, nu ca să-i să slujească, dar ca să slujească. Cât de mult el a făcut și a mers mai departe, numai bagiocorit, urât, vorbit de rău, tot felul din partea religioșilor timpului respectiv. Dar nu numai atât, dar mers mai departe și unde a fost răstignit. Vă dați seama ce durere să fii Fiul lui Dumnezeu, să știi că totul din El, prin El și pentru El au fost făcute toate lucrurile. Cântați cântarea aia, nu? Din El, prin El și... Sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El. Sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria. A Lui să fie gloria a lui să fie gloria în veci de veci. Amin. A lui să fie gloria, a lui să fie gloria, a lui să fie gloria în veci de veci. Amin. Nu e nimic mai minunat, nu e nimic mai minunat în dimineața aceasta să înțelegem că am fost criat să-i dăm slavă, să-i dăm cinste, să-i dăm închinare, că și în alte locuri numele Lui este luat în bătaie de joc. Doamne, ajută-ne, ajută-ne, Doamne, astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Este timpul, frate, să rog, dacă sunteți în slujire și într-un fel sau altul, din gura dumneavoastră să nu iasă nimic mai mult, căci cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 4 cu 12 spune că este viu și lucrător, mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri, Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheietura și măduva. Judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu poate să pătrundă. Frații și surori, totul să termină totul vine la un sfârșit. Cum te pregătești? Cum, te pregăte... cum mă pregătesc pentru cu întâlnirea cu Domnul? Vreau sincer să mergeți acasă, astăzi sunt liniște. Poate să aveți un moment în care nu trebuie prea multe să faceți, dar să spunem, Doamne, ajută-mă să-mi fac un inventar al vieții mele duhovnicești. Doamne, ajută-mă, arată-mi, Doamne, unde trebuie să mă schimb. Doamne, unde trebuie să fac mai mult? De asta spune că niște oameni înțelepți, care sunt atunci când totul se termină, ei se vor ruga, vor avea o dragoste deosebită, ei vor fi primitori de oaspeți, că fără să știe, poate au primit și îngeri, cum a fost și Lot, a primit îngeri și prin ei Dumnezeu a primit, a fost luat și a fost salvat din Sodoma și Gomora și spune într-adevăr că Dumnezeu, fiecare am primit har de la Dumnezeu, dar Dumnezeu vrea să nu primim harul lui Dumnezeu în zadar, să-L folosim și să-L folosim și să slujim altora cu darul care ni l-a dat slăvit să fie Domnul. Dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, de ce? Pentru că, într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu, Psalmul 119, versetul 105, căci cuvântul lui Dumnezeu e o candelă pentru picioare și o lumină pe cărare. Oamenii mai au nevoie astăzi să fie luminați. Oamenii au nevoie astăzi să audă cu adevărat de cale. Dumnezeu să ne ajute și poate să le lumineze. Că nimeni nu poate decât numai Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care a suferit atât de mult pe cruce la Golgota. Vreau să vă spun, poate sunt atât de sărac să spun de cât a suferit, dar El a suferit și pentru fiecare dintre noi. Astăzi, dacă în viața dumitare sunt câteva lucruri care ar trebui să fie, astăzi spune, Doamne, astăzi vreau și eu cu adevărat să-mi fac un inventar, vreau să mă pocăiesc, vreau să schimb Vreau să las Duhul Sfânt în viața mea să mă schimbe. Noi nu putem. Sincer vă spun, nu putem noi singuri. Numai Duhul lui Dumnezeu ne poate ajuta. Și El a venit ca să ne ajute, ca să ajungem la destinul și destinația finală. De aceea, astăzi să fie un, un timp în care să medităm. Că toate se vor termina. Și când totul se termină, care sunt importante. Dacă slujește cineva, să slujească cu puterea pe care o dă Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Dacă poți să faci ceva, să știi, recunoaște că e de la Dumnezeu. Și spune ca, pentru, ca în toate. să fie Domnul cum Să slujească pe care o Dumnezeu, pe, Pentru, ca, pentru în, ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a cărui sunt slava și puterea în vece vecilor. Amin. Haideți, avem încă un minut, repede, haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să fiu punctual, respectuos și eu știu ce înseamnă ascultarea și în casa Domnului. Vreau să vă întreb dacă astăzi, dacă sunt lucruri în viața dumitale și nu ești sigur, astăzi, dacă este ultima zi din viața dumitale, ești sigur că este Raiul este destinația finală. Dacă nu, sunt lucruri și îi spune, Doamne, mai așteaptă. Am un prieten de la, de la Bistrița Năsăud, slujitor și care l-a înțepat sâmbătă o albină și avea alergie, a început să-i umfle gâtul și a dat telefon la spital și la spital, în drum către spital, spunea, Doamne, ajută-mă să nu mor astăzi, dăm te rog 24 de ore și dacă îmi dai 24 de ore, mâine mă duc și spun la toți, mă pocăiți față de tot, că sunt câteva lucruri, că știu că în sufletul meu nu sunt drept cu câteva, cu atitudinea inimii mele. A cerșit 24 de ore, a ajuns și acolo îi sunt flași și să-i umflat și credea, spune frate Gheorghe, simțeam că mi este ultima, mă opresc. Mi se oprește, dacă mi se oprea aerul, eram gata, nu dura mult, câteva minute și gata, s-a și inima. Dar a ajuns la timp, i-a făcut injecția, a început să se desufle. dimineața a fost cel mai devreme în fața adunării, la ușă, și-a cerut iertare de la fiecare care a intrat. Seara s-a dus în biserică de câteva mii și a zis, s-a dus la fratele slujitor, că și el era slujitor, zice, vreau astăzi. Aseară am avut experiență și am cerut 24 de ore și mulțumesc Dumnezeu cum mi-a dat 24 de ore am venit să mă pocăiesc înaintea voastră și să vă spun, firul vieții foarte ușor să taie. Întrebarea este, ești pregătit? Dacă nu. Dacă spui, am câteva lucruri care vreau să le aduc și înaintea Domnului și Dumnezeu să-mi dea sănătate, să pot să dau un telefon, să pot să-mi fac cu cineva. Dacă e ceva în viața dumitară și nu este, ridică o mână înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, aici trebuie să mă schimb ridicând mâna înaintea Domnului, Dumnezeu vede. Astăzi nu e ca o zi ca altă zi. Când ridici mâna, spui, Doamne, sunt slab, am nevoie de Tine și te rog, ajută-mă. Am nevoie, Doamne, și vreau să mă pocăiesc, vreau să mă căiesc, că astăzi e ziua când spune, căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi, chemați-L câte vreme, este aproape. Astăzi este ziua mântuirii, Astăzi e ziua iertării. Sângele Domnului Iisus Hristos are putere să ne curățească de orice fără de lege. Încă o dată, cei care sunteți serioși și vreți, ridicați mâinile către Domnul amândouă, care aveți nevoie. Tată, ceresc în numele Domnului Iisus. O, Doamne, venirea Ta e aproape, cercetează-ne, iartă-ne, curățește-ne, Doamne. Avem nevoie, Doamne, am nevoie, Doamne, de tine mai mult ca oricând. Și te rugăm în numele Domnului Isus Hristos, Doamne, ai milă, Doamne, de fiecare mână, de fiecare gând. Doamne, cerem ca sângele tău să ne curățească de orice fără de lege. Și îți mulțumim că sângele tău are putere, Doamne. Ai spus, Doamne, dacă noi ne mărturisim, tu ești credincios și drept să ne iert și să ne curățești de orice fără de lege. În numele Domnului Glorie, Domnului Tată. Glorie, slavă, puterii Tale. Mulțumim, Domnului Tată, că Tu înviorezi, Tu cercetești, Doamne. Tu dai, Doamne, harul schimbării, Doamne. Puterea iertării, Domnului Tată. Și biruința Ta, Domnului Tată, să fie peste noi. Ne încredințăm pe frați, mâna Ta. Lucrează, Domnului Tată, pentru slava Ta. În numele Domnului Iisus, Doamne. În dreptul tuturor și noi îți vom mulțumi. Te vom cinstite, te vom glorifica că ești Dumnezeul nostru, mărit și binecuvântat, slăvit și glorificat. Să fie numele Tatălui, al Fiului și a Dumnezeului.